Doar 34 din cele 68 de posturi de conducere din unitățile de învățământ hunedorene vor putea fi ocupate în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului pentru funcțiile vacante de director și director adjunct de școală. Au fost doar 60 de înscriși pe cele 68 de locuri, iar 9 dintre candidații nu s-au prezentat la examene. Dintre absenți, pentru unul infectat cu COVID se va organiza o sesiune specială. În urma afișării rezultatelor a reieșit că o treime dintre candidați nu au obținut nota 7 minimă pentru promovarea examenului. Din cele 68, pentru cele 68 de posturi vacante s-au înscris 60 de candidați. La concurs în sală au fost prezenți 51 de candidați, din care 34 au obținut note peste 7, deci au luat proba, iar alți 17 au obținut note sub 7. 8 colegi ai noștri nu s-au prezentat din motive probabil personale. Unul singur ne-a motivat, este vorba de infecție COVID, pentru care vom organiza o sesiune specială în data de 4 martie. Nici notele obținute nu au fost deosebite, cele mai mari fiind de 9 în cazul a 2 candidați, iar în privința celor minime, cea mai mică nu a coborât sub 4. Pot spune că nu am avut note de 10, am avut 2 note de 9 și cele mai mici, în sfârșit, nu am avut sub 4. Asta este important. Au fost și colegii bine pregătiți, mai puțin pregătiți, unii nu au avut timp să se pregătească. Examenul scris al concursului de ocupare a funcțiilor de conducere s-a desfășurat fără incidente și nici nu au fost depuse contestații, iar cei care l-au trecut se pregătesc de proba interviului, care se va desfășura luna viitoare. Nu am avut evenimente în sală, foarte interesant, înseamnă că am organizat bine concursul, nu am avut contestații. Și urmează acum colegii noștri care au trecut de proba scrisă să-și depună opțiunile, deci pregătim următoarea etapă, care înseamnă interviu, care va avea loc în perioada 16 martie-25 martie, cu probe și probele de interviu, cu comisiile pe care le vom face și mai mult ca sigur că centrul de concurs va fi ca și data precedentă Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara. Posturile rămase vacante vor fi ocupate, ca și până în prezent, prin detașare, până la organizarea unui nou concurs.